Salut băieți, astăzi vă prezint un monitor 4K de la Asus. Cam așa arată cutia, este o cutie enormă. Modelul este PB287Q, este de 28 de inci sau 71,12 cm. Avem câteva specificații pe el, suportă 4K, cum am zis, este LED, are o milisecundă timp de răspuns, suportă DisplayPort și din ce am înțeles vine și cu cablu. Suportă și HDMI, dar în 4K HDMI e inutil, VHL pentru telefoane, Energy Star și cam atât. Cam asta e partea din față, pe lateral nu mai avem nimic. O să desfac monitorul și revin cu mică prezentare despre monitor și ce știe să fac. Revin. Am revenit, acum haideți să vedem ce găsim în cutie. Primul rând, acest clips care este pentru cable management în spatele monitorului, o să vă arăt mai târziu. Un power brick pentru Europa. Să-l și desfacem. Da, cred că e standard, dacă nu mă înșel. Da, e standard. E standard. Și un cablu DisplayPort, după cum am spus. Un cablu HDMI. Neinteresant pentru 4K. Un cablu de 3,5 pass-through pentru cine vrea să tragă sunet din alte device-uri și încă un Quick Start Guide. Bun, aici avem monitorul, este acoperit. Acum să-l desfacem. Cam așa arată monitorul. Este în modul portrait și haide să-l punem în modul landscape. Ok. Bun, acum este în modul landscape. Cam așa arată monitorul. Arată foarte bine, e mare. Ecranul este mat, stați că vă arăt. Dar, dacă tot vreau să vă arăt la ecran, avem odată funcția de rotire, se poate roti, ups, îmi dau din background, e cam mare. Și este, se vede, nu e complet mat, e semi-mat. Bun. Aici mai spune odată, feature are low blue light, am mai zis, flicker free, picture in picture, picture by picture, modelul. Cum să fac să se vadă? Porturile sunt aici, să văd cum... ba da, știu cum fac cu porturile. Imediat cu porturile. Așa. Ia să vedem. Da, e bine. Avem alimentarea. Avem două HDMI și un DisplayPort. Iar aici avem intrare audio și ieșire audio, aceste două, și asta este un flap care e pentru cable management. Dacă pot să-l și desfac, e bine. Dar nu pot, nu mai ai. Bun. Să-l punem înapoi în modul landscape. Și... așa, bun. El se mai poate aranja așa pe unghi. 20 cu 15 și pe înălțime. Poate lăsa sau ridica. Are un, după cum pare, cred că are un arc în interior. Cam ăsta e monitorul. Să vă arăt și de la spate cum este monitorul. Și arată foarte bine. Are o răcire aici, sigla Asus. Standul, suportă VESA. Aici este folia aceea de protecție în care se pune clipsul de cable management, dar nu mai pot să-l pun acum. Și cam atât. Este suficient de subțire. Pentru un monitor 4K este chiar bine. Și cam atât. Cam asta este monitorul. O să revin cu câteva păreri și comparații despre monitor. Vă mulțumesc pentru vizionare. O zi plăcută. La revedere!